своими глазами. Binevenit la Inspectorat Poliției Sângerei. Deja în fiecare an la noi vine o tradiție ca să facem, să demarăm ziua ușurilor deschise, care are drept scop apropiere poliției față de societate și îmbunătățirea imaginii poliției. Acum noi vă invităm la o mică excursie în incinta inspectoratului. Procedem la primul birou serviciu de gardă. Vă rugăm foarte frumos ca să excluziți cel mai adus. Astăzi, în incinta inspectoratului, va fi marcată ziua ușilor deschise, unde copiii, elevii vor avea posibilitatea de a intra în Inspectoratul de Poliție Sângerei și va lua la cunoștință cu tot ceea ce facem noi, zi de zi, cum face lucru, activitatea un polițist, un ofițer și un subofițer a Inspectoratului de Poliție. Acest birou este format din 2016, 18 ianuarie. De atunci, ofițerii de poliție au posibilitatea și au acest beneficiu de a avea așa un suport psihologic permanent în urma unor traume, diferite dificultăți care au apar în serviciu, diferite incidente sau ce poate să ne dea zi de zi în lucrul unui polițist. Astăzi va avea loc ziua ușilor deschise în cadrul Inspectoratului de Poliție Sângerei, unde tuturor persoanelor prezente îi vom informa cu prevenirea contravențiilor și infracțiunilor. Mă numesc Mazurana și sunt elevă clasei 9B din liceul Dmitrie Cătine. Astăzi am venit la ziua ușilor deschise la poliție și mi-au fost prezentate mai multe domenii în care poți lucra dacă vrei să devii un specialist legat de această performanță și eu cred că este o șansă bună pentru elevii claselor absolvente pentru a-și găsi profesia în viitor. Bună ziua, mă numesc Prițcu Laurențe, sunt șef serviciu muncă neremunerată și privare cu drepturi, activez în cadrul Biroului de Probațiune Sângerei, Inspectoratul Național de Probațiune. Noi astăzi vom încerca să prezentăm copiilor ce se ocupă în sâșturăul nostru de probațiune, punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești, sentințelor și închierilor, monitorizarea electronică, orele de muncă neremunerată în folosul comunității și programe de resocializare a condamnaților. Меня зовут Жанна Клиля, я из 9 класса, из лицея Кантемир. Нас пригласили на две открытых дверей вот, в полицию. Нам очень понравилось, тут нас встретили хорошо, очень интересно. Можно было сфоткаться с автоматами, всякими пожарными. Очень хорошо. Mă numesc Chisnencu Andrei, sunt pompier al OSP Sângerei. Suntem aici la ziua ușilor deschise pentru a demonstra copiilor una dintre mașinile noastre de intervenție. Scopul profesiei noastre este intervenirea la situații excepționale și de risc pentru alăturarea acestor. Am venit la ziua ușilor deschise în orașul Sângerei. Vreau să văd armamentul de care armenul care are poliție, pamentul poliției.